Bună ziua, bine v-am găsit! Este ora 13, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Aproape în fiecare an în România apare o nouă criză a medicamentelor. Periodic, pacienți din țara noastră constată că nu mai găsesc tratamente esențiale pentru sănătatea lor în farmacii. În emisiunea de astăzi o să încercăm să aflăm care sunt motivele ce cauzează această problemă, de ce dispar medicamente din România și de ce pacienții sunt puși în pericol de această lipsă a tratamentelor de pe piață. Permiteți-mi să îi salut pe invitații mei de astăzi. Daniel Bran este membru în Consiliul Director al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc foarte mult. De asemenea, îl salut și pe medicul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră. Bună ziua. Eu sunt Aneta Sângerzan, începe chiar acum 360 medicali. Și începem direct dezbaterile pentru că este un subiect foarte interesant și foarte important cel pe care am ales să îl abordăm astăzi. Domnule doctor Fotin, mă adresez dumneavoastră pentru început. Care este situația reală din momentul de față în privința accesului la medicamente în România? Câte medicamente au dispărut în ultimii ani din țara noastră? De ce? Atunci când vorbim de acces la medicamente, este deja un lucru bine știut, pentru că fiecare dintre noi ne întâlnim cu această situație atunci când avem nevoie de ele. Nu de mult am avut în discuții o categorie de medicamente derivate din plasmă, din perspectiva accesului, și enumeram și acolo o serie de dificultăți în asigurarea cu acest tip de medicamente a pacienților. Dacă ne referim și la celelalte, sigur, cu toții avem în minte crizele care devin exprimate mediatic prin diverse emisiuni de televiziune, prin impactul pe care anumite lipsuri de medicamente îl generează în piață, sau la nivel individual atunci când mergem cu o prescripție în farmacie și aflăm nu avem, vă dăm altceva, sau ni se înlocuiesc prescripțiile date de medicii curanți. Deși România a făcut progrese în ceea ce privește accesul la medicamente, totuși piața din România mai are mult până să devină o piață atractivă pentru producătorii de medicamente. Dacă ne referim astăzi, pentru că l-avem pe Daniel Bran ca reprezentant al medicamentelor generice în România, ne referim la acest grup de medicamente, ar trebui să reamintim că medicamentele generice sunt acele medicamente fabricate care conțin aceleași principii active, aceleași substanțe active, au aceleași concentrații precum medicamentele originale atunci când acestora din urmă le-au expirat brevetele. Din această perspectivă, dată fiind compoziția similară, putem vorbi de aceeași calitate, aceeași eficiență, diferența fiind costurile mai reduse. Mai reduse pentru că, pe de o parte, vorbim de medicamente fabricate după ce cele originale, spuneam, le-au expirat brevetele, dar și pentru că medicamentele generice trebuie să demonstreze similitudinea prin niște studii de bioechivalență și deja parte din cunoașterea despre substanța respectivă a fost realizată prin investițiile făcute de inovator. Și atunci medicamentele generice preiau aceste cunoștințe și de aici și costurile mai reduse. Ca și mecanisme de acces, poate în ultimii ani să fi fost o aplecare asupra modalității în care
aceste medicamente ar putea să aducă beneficii pentru sistemele de sănătate, medicamentele generice fiind acele medicamente pentru care state cu sisteme puternice de sănătate identifică soluții care să grăbească intrarea pe piață și utilizarea lor în sistemele de sănătate, tocmai pentru a eficientiza cheltuielile din sistem și a face loc noilor inovații să intre mai repede. În ultimii ani, din România s-au retras mii de medicamente, preponderent generice. Existau studii care arătau că doar în câțiva ani, 2015-2017, s-au retras din piață aproximativ 2500 de medicamente, preponderent generice. Ceea ce, sigur că a avut un impact asupra pieței concurențiale și pieței de asigurare cu medicamente din România. Prin 2019, autoritățile au realizat că trebuie să intervină și s-au luat niște măsuri de genul, nu știu, plafonarea taxei Clawback, de exemplu, pentru că pe lângă politicile de preț pe care România le are și sunt bine cunoscute, cred, deja de toată lumea, respectiv cel mai mic preț la nivel european, dintr-un coș de referință, să plătească suplimentar o taxă, faimoasa taxă Clawback, care până în 2019 ajunsese la niște valori enorme, care evident nu asigurau în niciun fel nici sustenabilitatea producției, nici predictibilitatea existenței produselor în piață. Și în 2019 au fost plafonate la niște valori fixe, respectiv de 25% pentru inovative, 20% pentru medicamentele generice și 15% pentru medicamentele fabricate în România. Considerat atunci această plafonare ca fiind o măsură de încurajare a creșterii fabricației de medicamente în România, de pătrunderea genericelor în piață. Acum, după câțiva ani, această măsură probabil că ar trebui să fie evaluată sau reevaluată din perspectiva eficienței măsurii introduse și ajustată dacă este cazul. Din datele publice existente, încă există medicamente care se retrag de pe piața din România. Ele pot fi vizualizate cu ușurință pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului. Deci, nu toate problemele care au condus în trecut la retragerea produselor din piață au fost rezolvate. Sigur că nu doar aceste taxe și politici sunt cele care generează retrageri din piață. Vorbim de materii prime, nu uităm un cumul de factori. Vreau să-l întreb pe domnul Bran și, după cum bine a spus domnul dr. Fotin, majoritatea acestor medicamente retrase au fost generice, adică sunt generice, adică sunt produse de mai mulți producători, să înțeleagă telespectatorii. Pacienții, în mod normal, ar trebui să găsească, în cazul în care dispare medicamentul X, să găsească alternativa Y. Dar nu se întâmplă mereu asta. Și vreau să ne explicați dumneavoastră de ce acest fenomen. Da, așa cum a spus domnul doctor, medicamentele generice sunt la fel de eficace și la fel de sigure ca medicamentele originale. Ce este diferit, dacă ne uităm până la urmă, este costul de cercetare pentru aceste medicamente. Dacă pentru un medicament inovativ sunt necesari, nu știu, sute de milioane de euro, pentru un generic sunt suficienți, dacă doriți, până la 30 de milioane de euro. Dar în România, în momentul de față, apropo de lipsa medicamentelor, avem două combinații mai puțin fericite. Pe de o parte, este accesul pacienților la tratament. Avem un buget mic alocat sănătății, pe de altă parte avem o utilizare a genericilor suboptimal. Bugetul alocat sănătății în România este undeva sub 6% din PIB, în condițiile în care media europeană este peste 8%.
E clar că aici ar mai fi loc de îmbunătățit. Pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea genericilor, dacă în perioada 2017-2019 s-a vorbit de retragere, în 2017-2019 au fost lansate în România aproximativ 350 de medicamente generice. Mult puțin, haideți să ne uităm un pic în țările din jur. În Cehia au fost lansate în aceeași perioadă 700 de medicamente generice. În Polonia de 4 ori mai multe, în Germania de 6 ori mai multe. Deci este clar că utilizarea medicamentelor generice în România este suboptimală. Iar toate aceste beneficii pe care le aduc ele, și anume economii bugetare sau optimizare bugetară și creșterea numărului de pacienți, creșterea accesului pacienților la medicamente, este una suboptimală. A doua combinație nefericită este această combinație între preț minim din Europa și taxă clawback. Prețul minim nu ne ajută. E clar că în condițiile în care toate cheltuielile cresc, avem energie care are preț mai mare, gaz, costurile logistice, pot să vă spun, 80% din substanța activă a medicamentelor este produsă în India și China. Costul unui container a crescut de 3 ori, concret de la 4-5 mii de euro la 10-12 mii de euro în container. Noi, având prețul plafonat, toate aceste costuri cresc. Noi nu avem cum să le absorbim într-o creștere a prețului. Noi suntem aici. La aceste costuri se adaugă taxa clawback. Taxa clawback, introdusă în 2009 ca o măsură temporară, unde era pe la 9-12%, într-adevăr, a ajuns la peste 30% prin 2019 și de atunci s-a luat acea măsură de plafonare și diferențiere, o măsură bună. Dar în continuare, ea este o povară pentru medicamentele generice, pentru că medicamentele generice și medicamentele accesibile, cele care au prețuri până la 50-100 de lei, reprezintă 70% din medicamentele pe care le utilizăm. Ori, matematic, dacă prețul de producție la producător este undeva 6-7 lei, se adaugă adausul de distribuitor, normal, se adaugă prețul de farmacie, normal, ajungem undeva la 10 lei, 20% cât este taxa clawback pentru generice aplicat la 10 lei, reflectat în prețul de producător înseamnă 28%. Deci noi, de fapt, nu plătim 20%, noi plătim 28%. Ce facem? Păi, încă o dată, prețul fix, materia primă mai scumpă, electricitate mai scump, logistică mai scump, vine taxa clawback, la un moment dat toate aceste costuri, și taxa clawback noi vedem ca un cost, depășesc prețul cu care putem să punem pe piață acel medicament. Și acesta este motivul pentru care 2500 de medicamente au dispărut din piață. Dar, practic, care ar fi ponderea, proporția din buget folosită pentru medicamentele inovative și pentru cele generice? În momentul de față, din datele independente pe care le avem, dacă pentru medicamentele generice se cheltuiesc cam 26-27% din fond, volumul este de 60%. Nu e, este o discrepanță clară. Orice creștere a acestui volum, 1%, 2% a utilizării medicamentelor generice, ar aduce economii bugetare. Economii bugetare care, până la urmă, putem face altceva cu ele. Putem să aducem mai multe medicamente, putem, până la urmă, să utilizăm altfel banii obținuți. Absolut. Și să-i folosim pentru multe alte ramuri din sănătate, da, unde știm că avem deficiențe majore. Am discutat despre probleme. Vreau să trecem la posibile soluții și pe dumneavoastră vă întreb, domnule doctor, dacă există pârghii legale. Dumneavoastră sunteți omul cifrelor aici, al legii, ne explicați exact ce și cum se poate face. Pârghii legale există pentru ca autoritățile să intervină și să prevină aceste lipsuri care apar periodic și despre care vorbim și care duc până la urmă tot la accesul dificil la medicație al pacienților, la tratament. Că
Până acolo se ajunge, tot pacienții au de suferit. Acum trebuie să privim modalitatea în care sistemul de sănătate asigură aceste medicamente. Sigur că ele ar putea să fie utilizate în mod eficient pentru a face spațiu bugetar, pentru a face economii, economii care ar putea fi utilizate fie pentru un acces mai rapid al inovației, fie pentru alte scopuri pentru sistemul de sănătate. Din punct de vedere legislativ, există modalități pe care statul le-a luat pentru a monitoriza acest acces. Este clar că un producător căruia nu-i poți asigura sustenabilitatea fabricației, n-ai cum să îi ceri să producă în pierdere. Asta este clar. Deci statul pe componenta de a obliga producătorii să fabrice nu poate interveni, că nu poate. Prin urmare, aici ar trebui să evalueze, cum spuneam, măsurile pe care le-a luat, să vadă dacă într-adevăr și-au atins obiectivul pentru care ele au fost luate. Plafonările acestea au avut ca scop încurajarea pătrunderii de medicamente generice și creșterea fabricației locale de medicamente. Două obiective frumoase și în regulă, lăudabile. Ideea este că nu știm dacă e, cum spune domnul Bran, că în România, după această intervenție legislativă, un număr de 6 ori mai mic decât în Germania a accesat piața din România, care este o piață mare, teoretic ar trebui să fie atractivă pentru producția de medicamente. Dacă numărul ăsta de medicamente generice care au intrat pe piață este atât de scăzut, înseamnă că statul trebuie să se aplece mai mult asupra acestei probleme de a evalua acest lucru. Eram într-o farmacie zilele trecute și o doamnă pensionar a ieșit cu prescripția pe care o dăduse medicul într-o pungă eliberată de farmacie. Și cu toate că prescripția era declarativ compensată, mersese în farmacie cu o rețetă compensată, corespunzător faptului că doamna era pensionar, deci cel mai mare grad de compensare pe care produsele respective le avea, trebuia a plătit totuși o sumă considerabilă care a surprins-o pe acele medicamente și nu înțelegea care e mecanismul. Și compensat, și dat toate prescripțiile și cu asigurări plătite și totuși trebuia să plătească din pensia dânsei aproximativ un sfert pe contravaloarea medicației. Unul dintre mecanismele pe care statul le-a impus a fost ca la nivelul eliberării de medicamente cele eliberate să fie preponderent generice, tocmai pentru a implementa mecanismul acela de economie, inclusiv în buzunarul pacientului. Lucru care nu cred că se întâmplă, din păcate, pentru că există alte mecanisme de, nu știu, care ar trebui revizuite, pentru că cu cât medicamentul este mai ieftin, cu atât marjele de distribuție sunt mai mici. Și atunci, sigur că tendința eliberării este către un medicament mai scump, care asigură și coplată pacientului, dar și marja care rămâne ca profit la unitățile de distribuție sunt mai mari. Sunt multe mecanisme pe care statul ar trebui să le verifice. În rest, sigur că la nivel legislativ există obligații pentru producătorii de medicamente să asigure în mod adecvat și continuu aceste lucruri. Din păcate, acest lucru nu poate fi și monitorizat efectiv, pentru că iarăși ne întoarcem la acel sistem electronic de monitorizare de stocuri care după ani de zile nu este finalizat și eficient, astfel încât să prevină discontinuitățile în aprovizionare, dar una peste alta politicile de monitorizare și control reprezintă un aspect, dar cele mai importante sunt politicile publice, legile pe care autoritățile trebuie să le impună, astfel încât să existe predictibilitate, sustenabilitate pentru fabricație, în contextul în care nu de mult vorbeam de strategia farmaceutică care spunea independență față de China în ceea ce privește materia primă.
Păi dacă luăm materia primă din Europa, costurile vor fi corespunzător mai mari. Absolut. Vreau să-l întreb pe domnul Bran, în contextul acesta și la cum arată lucrurile acum, o să discutăm, dar după publicitate, și despre soluții, soluțiile pe care le vedeți dumneavoastră a fi implementate pentru a rezolva cumva problema. În cazul în care lucrurile rămân așa și în cazul în care discutăm, și discutăm deja, nu în cazul în care, discutăm despre costuri mai mari pentru orice în perioada aceasta, cum vedeți evoluția lucrurilor pe termen mediu și lung? Pornim de la o realitate, fără a face, nu știu, predicții pentru viitor. Pornim de la realitatea în care, până acum, în condițiile actuale de legislație de preț și legislație de clawback, produsele au dispărut, pacienții n-au avut acces la ele, iar acum, peste aceste prețuri minime și taxă clawback mare, au mai apărut costurile triplate, cum am spus uneori, pentru partea de transport, a crescut energia, a crescut materia primă. Este destul de simplu de spus ce va urma. Va urma probabil același lucru, dar într-un ritm accelerat. O criză și mai acerbă și mai accelerată. Dacă până acum, în condițiile de stabilitate a materiilor prime, au dispărut medicamente cu această legislație, în condițiile în care cresc costurile, cu siguranță lucrurile nu se vor îmbunătăți. Trebuie să mergem într-o scurtă pauză, revenim la discuție în doar câteva minute, rămâneți alături de noi. Despre criza de medicamente din România continuăm discuția noastră cu Daniel Bran, membru în Consiliul Director al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România, și cu medicul Nicolae Fotin. Domnule Bran, cu dumneavoastră vreau să continui. Le promiteam telespectatorilor înainte de pauză că vom discuta și despre posibilele soluții pentru a preîntâmpina astfel de crize cu care ne confruntăm în momentul de față? Pornim de la două realități. Una este prețul fix, așa cum am spus, și costurile. Și trebuie să vedem ce putem face. În ceea ce privește prețul, un pas s-a făcut. Pentru medicamentele considerate esențiale, începând cu 1 martie, s-a modificat legislația de preț în sensul în care nu mai avem prețul minim european, avem media ultimelor 3. Dar această măsură a fost luată înainte de situația actuală. S-ar putea oare modifica altfel prețul să nu mai fie preț impus? Nu, nu cred. Pe de o parte avem un preț fix, minim european sau media ultimelor 3, el rămâne la un nivel mic. După care avem costurile care cresc. Așa cum am spus-o și o repet, electricitate, gaz, logistică, toate acestea vin. Vin și se apropie, toate aceste costuri se apropie de preț. Dar până la urmă, poate costul cel mai mare din prețul produsului îl reprezintă taxa clawback. Acest 28%, o treime din costul unui medicament de 6 lei este o taxă. Și atunci ce am putea face? Logic ar spune să reducem taxa. Dar de ce? Din nou pornim de la o realitate. În perioada 2015-2020, prin intrarea medicamentelor generice, s-a creat un spațiu bugetar de 540 de milioane de euro. Cum au fost folosiți acești bani? În sănătate. Dar haideți să-i folosim pentru a crește accesul pacienților la medicamentele generice. Haideți să-i folosim pentru a optimiza bugetul. Și cum? Printr-o scădere graduală a acestei taxe, de realitate, o repet, este 28%, graduală de 3% pe an în următorii 5 ani, am avea surprinzător impact bugetar zero. Chiar după 5 ani, de fapt, am avea o economie de 17 milioane.
Deci, luând istoria pe care am avut-o în 2015-2020, o realitate, uitându-ne la ce medicamente generice vor fi lansate în următorii 5 ani, dacă scădem taxa Clobe cu 3% în fiecare an, nu trebuie alocați bani suplimentari. Mai mult, pe lângă creșterea accesului pacienților la medicamente, reușim să avem și 17 milioane de euro economii. Asta ar fi soluția, să fie redusă taxa Clobec. Ar putea fi redusă această taxă Clobec? Știm că s-a discutat enorm, enorm pe marginea acestui subiect. Au fost păreri pro, au fost păreri contra și nu, domnul Bran nu este prima voce care cere acest lucru, domnule Fotin. Că este o problemă legată de sustenabilitatea producției, este clar. De prea mulți ani s-a discutat despre ea ca fiind o barieră în calea accesului. De altfel, pentru anumite tipuri de medicamente, această taxă Clobec nu există. Acele medicamente au fost exceptate de la a plăti această taxă. Plecând de la faptul că a fost o măsură temporară care să asigure un echilibru al bugetului asigurărilor de sănătate, ea trebuia revizuită periodic, da. În ceea ce privește această ca măsură temporară, această temporalitate. Pe de altă parte, dacă într-adevăr analizele financiare pe sistemul de sănătate, pe fondul casei de asigurări, fondul unic de asigurări, arată că într-adevăr prin această scădere crește accesul, intrarea, care intrarea am stabilit că face economii la acel fond, ca și contraponderea unei taxe, tu de fapt prin creșterea accesului faci economii și într-adevăr acest scenariu este fezabil, ar putea fi și ea ar trebui să fie analizată de Ministerul de Finanțe cât mai curând posibil, în opinia mea, pentru că realitatea ne arată și nu de multă vreme am văzut ce înseamnă existența medicamentelor generice, existența fabricilor dezvoltate în România. Am avut cui să ne adresăm, de exemplu, fabrică iodură de potasiu. Cel mai elocvent exemplu și cel mai recent. Cel mai la îndemână, da? Este important să te poți baza în cadrul sistemului de sănătate pe astfel de metode de fabricație. Așa cum, pe de altă parte, față de inovație, o vrem, o dorim, dar trebuie să avem bani pentru ea. Și faptul că uneori nu există bani pentru a permite inovației și am văzut acele întârzieri de care noi am mai discutat în aprobarea hotărârilor de guvern pentru intrarea noilor molecule, ele au la bază întârzierile această lipsă de fonduri. Ori dacă prin intrarea unui număr mai mare de generice crește accesul în piață, nu? De la un număr de 6 ori mai mic decât în Germania, probabil că nu degeaba accesează de 6 ori mai multe generice piața din Germania decât cea din România. Înseamnă că, de fapt, nu faci decât să-ți asiguri un număr mai mare de pacienți tratați. Înseamnă ca pensionarea, pe care am dat o exemplu, să nu mai dea o treime din pensie pe medicamente al căror brevet a expirat și ar putea să utilizeze, așa cum de altfel legislația cere, medicamente generice care sunt compensate integral, condiția e ca ele să existe în piață prin aceste mecanisme de acces și în acest fel, dacă e, cum spune domnul Bran, la sfârșitul acestei perioade ai avea și o economie de fapt la buget. Prin urmare, un astfel de scenariu nu ar trebui decât să fie analizat de către decidenții și implementat, care decid de banii din sistemul de sănătate. Și asta trebuie să se întâmple la Ministerul de Finanțe, că este o taxă pusă de Ministerul de Finanțe, menținută de Ministerul de Finanțe, da. Și care ar trebui evaluată, că e foarte simplu să spunem mai luăm o taxă. Important este impactul socioeconomic pe termen mediu și lung pe care aceste decizii îl iau, îl produc. Dacă am stabilit o taxă 20-50% și rezultatul este că la sfârșitul unei perioade nu mai am pe cine să taxez, nu știu dacă pot spune că m-a ajutat acea decizie.
Corect. Da? Corect. Domnule Bran, mai avem 3-4 minute din emisiune și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că ar trebui stimulată prescrierea de medicamente generice și dacă da, în ce mod ar putea fi implementată o astfel de măsură? Odată cu creșterea speranței de viață, bineînțeles că presiunea pe sistemul de sănătate crește și ea. Există o preocupare a guvernelor statelor Uniunii Europene pentru a vedea cum se poate optimiza bugetul, dar în același timp să se crească accesul pacienților la medicamente. Aceste soluții sunt, nu cred că există o soluție generală care poate fi aplicată la nivelul Uniunii Europene, deoarece sistemele de sănătate sunt foarte diferite. Vorbim de modalități diferite de stabilire a prețului, a compensării, a finanțării. Chiar și în România, Agenția Națională a Medicamentului, acolo înregistrăm produsele, Ministerul aprobă prețurile, compensarea este la Casa Națională. O colaborare între toate aceste instituții și, bineînțeles, cu comisiile de specialitate ar putea îmbunătăți accesul pacienților. Cel mai bine, cred că, haideți să ne uităm la alte țări și oare ce fac alte țări. În Norvegia, țara cu cel mai mare fond suveran, o țară care, într-adevăr, are fonduri pentru sănătate, n-aș spune de a doua zi, dar în luna în care este lansat primul generic al unui produs inovativ, acesta este folosit în proporție de 100%. Este la fel de eficient, este la fel de sigur, dar cu un cost de 40-50% mai scăzut. Și atunci de ce nu l-am folosit? Poate fi vorba și de reavoință? Nu știu, întreb. Da, cred că este nevoie de comunicare. Pe de-o parte, comunicare și de ajungere la un numitor comun până la urmă, că nu cred că e suficient să comunicăm, domnule Fotin. Comunicăm, ne întâlnim, discutăm și cum este ajungem la o concluzie că ar trebui să se întâmple ceva. Este adevărat, dar gândiți-vă că vorbim de medicamente generice care se administrează perioade lungi de timp, pacienții au boli cronice, deja sunt obișnuiți pe un anumit tratament, există o anumită reticență la schimbare. Când mă refer la comunicare, mă refer atât pentru medicii prescriptori care trebuie să conștientizeze aceste beneficii despre care noi vorbim, dacă ne dorim un acces, că întotdeauna luăm ca exemplu țările cu sisteme dezvoltate, dar și pacienții care trebuie să cunoască faptul că vorbim de același produs. Și da? Să fie foarte bine informați. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență. Da. Domnule Bran, cu mare drag vă mai aștept și cu altă ocazie. Și dumneavoastră vă mulțumesc, domnule doctor Fotin. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Sunt Aneta Sângiorzan. Vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Numai bine!